Dragi români, astăzi am luat o decizie care va schimba viitorul modelului economic din România și va pune în siguranță viața și mediul din țara noastră și din întreaga Europa. România a hotărât să semneze declarația privind utilizarea investițiilor din Pactul Ecologic European ca element cheie în cadrul planului de redresare a Uniunii Europene după pandemia de COVID-19. Țara noastră se alătură așadar grupului statelor membre care susțin redresarea ecologică a Uniunii Europene și mă bucur că am fost desemnat din partea Guvernului României să semnez această declarație. Semnăm cu asumarea și cu ambiția de a urma calea investițiilor durabile într-o economie redusă cu emisii de carbon, a eficienței energetice ridicate, a economiei circulare și a conservării biodiversității. Prin decizia de astăzi, ne declarăm în favoarea unui răspuns ecologic în fața provocărilor economice din întreaga Europa. La fel ca celelalte 18 state membre, semnatari ale declarației, ne dorim ca Pactul Ecologic European să rămână în centrul planului de redresare economică din Europa după COVID-19. Credem că, odată cu ieșirea din criză, redresarea ecologică este singura soluție astfel încât să ținem cont de fragilul echilibru al mediului pe care îl avem în Europa. Aceasta este cea mai bună strategie de creștere pentru fiecare stat european și pentru fiecare cetățean al planetei. În același timp, este și instrumentul prin care pot fi mobilizate resurse importante financiare care să stimuleze economiile statelor membre și să creeze noi locuri de muncă în această perioadă post-criză, pe termen mediu și, evident, pe termen lung. Pactul Ecologic European propune un model economic sigur și durabil, utilizarea mai eficientă a resurselor, printr-un grad mai mare de recuperare și reciclare a acestora, locuri de muncă și, evident, să avem cu toții o consolidare a rezilienței noastre față de riscurile majore pentru sănătate, cum ar fi COVID-19. Vom direcționa din fondurile Uniunii Europene, din planul de investiții al Pactului Ecologic European, sume importante către investiții durabile, care să sprijine tranziția la o economie circulară neutră din punct de vedere climatic, cu atât mai mult în condițiile în care avem această pandemie la nivel european. Resursele financiare vor fi direcționate spre măsuri și activități care să facă societatea și economia românească și europeană mai rezistentă la șocuri și să conducă la relansarea creșterii economice. Acestea nu vor trebui risipite, ci evident concentrate pe calea tranziției ecologice. Orice amânare sau ratare a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor de neutralitate climatică, fie pentru țintele intermediare anilor 2025 sau 2030, sau pentru anul 2050, aceste costuri vor fi infinit mai mari. Pactul Ecologic European este cel mai bun răspuns de țară la pandemia care a lovit Europa, COVID-19, la provocarea schimbărilor climatice și la nevoia de siguranță a mediului și a vieții în Europa. Din păcate, dragi români, avem și o veste proastă. Astăzi, inevitabilul pe care îl anunțam de la începutul mandatului s-a întâmplat. România a fost condamnată la Curtea Europeană de Justiție după ce Primăria Capitalei nu a reușit să reducă poluarea cu PM10 în municipiul București. O țară întreagă este astăzi condamnată din cauza unei administrații locale iresponsabile. Acesta este rezultatul după câțiva ani de dialog cu Comisia Europeană. Comisia a fost răbdătoare cu noi și pe acest subiect. A așteptat câțiva ani ca Primăria Municipiului București să aprobe un plan de reducere a poluantului PM10. Apoi, după ce Primăria Municipiului București
a reușit să aprobe un plan de reducere și evident trebuia să fie aplicabil, nu a fost capabil să-și implementeze propriile măsuri asumate. Astfel, suntem în situația în care, din cauza acestei administrații, nu am reușit să ținem sub control poluantul PM10. Din păcate, măsurile implementate până la momentul sesizării curții nu au dus la nicio îmbunătățire a situației din București. Acesta fiind una dintre concluziile Curții Europene de Justiție. Era previzibil verdictul curții de astăzi. Era previzibil de când curtea a refuzat și șansa de apărări orale a României la Bruxelles. Apoi era de așteptat și pentru că acum, când vorbim, există în planul primăriei măsuri cu grad de implementare zero și evident cu termene expirate de mai bine de un an de zile. Piste de biciclete, benzi unice pentru transportul în comun, evident o îmbunătățire a infrastructurii rutiere și multe alte măsuri pe care primăria municipiului București și le-a asumat, dar din păcate nu a făcut nimic în acest sens. Condamnarea Curții Europene de Justiție este motivată de nerespectarea în mod sistematic și constant de către primăria municipiului București a valorilor limită anuale pentru concentrațiile de PM10 din București, dar și pentru lipsa de intervenție punctuală în zilele de creșteri, intervenții care să scurteze perioada de timp a depășirilor de PM10 în aerul din capitală. Inclusiv, pe perioada stării de urgență, PM10 a fost depășit în București. În mai multe zile, chiar și în lipsa traficului. Ministerul Mediului a transmis doar de la începutul stării de urgență 7 avertizări către Primăria Municipiului București de depășiri pentru PM10, evident în această pandemie COVID, și 16 avertizări de la începutul anului. Nicio avertizare a noastră nu a fost urmată de măsuri imediate ale Primăriei Municipiului București pentru reducerea poluantului și scurtarea timpului în care acesta a stat în atmosferă în concentrații depășite. Spun acest lucru pentru că doar salubrizarea eficientă a străzilor din București ar fi reușit să ducă Bucureștiul la o reducere a poluării pentru PM10 cu cel puțin 42%. Din păcate și această măsură, cuprinsă în planul integrat de calitate a aerului de către Primăria Municipiului București, a fost atinsă într-un procent de doar 40% și doar teoretic. Am aplicat amenzi de la începutul anului de peste 54.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor din planul integrat de calitate a aerului, PICA. Am amendat inclusiv primarul general al capitalei, doamna Gabriela Firea, pentru că, potrivit legii, primarul este responsabil de îndeplinirea planului de calitate a aerului care depinde și de care a depins, din păcate, această condamnare a României la Curtea Europeană de Justiție. Cerem Primăriei Municipiului București un plan de urgență, pe termen scurt. Cerem ceea ce am cerut încă de la preluarea mandatului, să vină cu soluții concrete care să ne ducă în situația să reducem poluarea în municipiul București și evident ca această cauză a României la Bruxelles să fie clasată. Deocamdată, hotărârea curții nu prevede sancțiuni. Din fericire, bucureștenii astăzi sunt feriți de costuri mai mari de viață din cauza unei administrații locale iresponsabile. Însă Primăria Municipiului București trebuie să implementeze măsuri imediate care să ducă la poluarea, la reducerea poluării cu PM10 în capitala României. Decizia de astăzi nu prevede un termen pentru care sau până la care Primăria Municipiului București să se conformeze acestei condamnări. Însă toată lumea știe că dacă Primăria Municipiului București nu ține sub control emisiile de PM10,
Comisia poate declanșa în orice moment o nouă procedură de infringement și, din păcate, ar putea să avem și sancțiuni financiare. Pentru cauza României, suma forfetară care ar putea să fie propusă este de 1,6 milioane de euro, iar penalitățile pentru fiecare zi de întârziere ar putea varia între 2.000 de euro și 120.000 de euro pe zi. Cred că de astăzi trebuie să înțelegem trei lucruri importante. 1. Curtea Europeană de Justiție confirmă boala aerului din București. 2. Dincolo de oameni, întreaga țară poate suferi din cauza unei administrații irresponsabile, Primăria Capitalei. 3. Primăria Capitalei trebuie să vină urgent cu o strategie pe termen scurt care să însănătoșească aerul și să pună capăt încălcării directivei europene pentru ca bucureștenii și evident noi toți ceilalți români din această țară să ne bucurăm de un aer de calitate și să nu fim nevoiți să plătim pentru inactivitatea și responsabilitatea acestei administrații publice locale. Vă mulțumesc!